Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce răbufniri mici, dar remarcabile. Mici, dar memorabile, cum să spun. Sunt nu mai spune mici. Mici ca un fruncul mare. Vreau că răbufnește câte un cult al personalității. Ce să spun, e vizibil de la kilometri și se aude de la kilometri distanță. Ce s-a mai întâmplat? Baia Mare, de ziua primarului, primarul Cătălin Cherecheș, care a împlinit 43 de anișori. Da, e liber, nu? Bibliotecarii, încă e liber. Tocmai i-a confiscat instanța o mizeric de 2,7 milioane de lei, avere nejustificată, cu recurs în 15 zile sau ce fare trebuie să facă recurs. Deci de ziua dânsului, bibliotecarii din Baia Mare i-au închinat o odă. Și aș vrea să dăm citire. Bibliotecarii? Da, bibliotecarii. Biblioteca Petre Dulfu, Baia Mare. Căzdăi. Da. Directorul instituției, domnul Teodor Ardelean, este nemulțumit că s-a râs de el. A zis, ce mă, acum nici să lăudăm nu mai putem. Și aș vrea să dau citire unui pasaj din această odă cu o ilustrație muzicală mai întâi. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om. Domniei sale, domnului Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare. Domnule primar, întru bucuria acestui ceas aniversar al celor 43 de ani de viață plin de realizări, avem deosebita plăcere să vă adresăm, scris cu V mare. Normal, mamă. Ala Iisus. Înțelegi? Să vă adresăm, ca dumnezeirii, da? Să vă adresăm cele mai sincere gânduri, și acum începe, și doriri de multe frumoase și alese împliniri. Sub clepsidra timpului, vectorul definitoriu al întregii lumi, singurul adevăr de necuprins rămâne... Nu știu. Veșnicia. În ea se regăsește eternitatea lui... Iisus. Dumnezeu. Sfera tuturor... De fapt, era bine tuturor, da. Sfera... Vezi, mă, că în momentul te duci acolo. Limbă de lemn, te duci în tuturor dovaj. Sfera tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Freamătul și bucuria lumii. Energia și lumina... Zi ceva. Cruci. Universului. Cu energia universului. Încă o dată, asta este o scrisoare a bibliotecarilor din Baia Mare către primarul orașului. Cu epistolă. Da. Zice, cu energia universului ați umplut și domnia voastră acest oraș, frumusețea și valoarea lui regăsindu-se peste tot. În spațiul sacru al Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare, ați adus cărți, lumină, emanând în permanență izul unei bogate culturi și al unei sincere prietenii. Iar în sfera lucrurilor văzute ați oferit abonamente, echilibru și speranță. Echilibru și speranță, mediocrule, universul, înțelege, energia și sferele văzute și nevăzute. Ce să spun? Dumnezeirea, eternitatea, primarul Cherecheș și ziua lui 43 de ani, îți dai seama ce o să facă ca la 50? Dar ce-o fi făcut în biblioteca acolo? Nu știu, recunoscători. În spațiu sacru, habar n-am. Mulțumindu-vă cu V mare pentru toate acestea și asigurându-vă de prețuirea noastră sinceră, vă, tot e cu V mare, așa, vă dorim să trăiți veșnicia sub cele mai nobile forme ale sale. Mă, credeți că este posibil așa ceva? Oricum frumos scris. Se vede că sunt bibliotecari. Vede că au folosit cuvinte pe care nu le folosește. Crezi că au făcut mișto? Da, cred că s-au îmbătat bibliotecarii într-o seară și au zis, mamă, fii atent. Hai să scriem un scrisoare. Nu m-ați să-i scuzi. Mesajul este semnat de colectivul. Da, cred că s-au îmbătat cu ceva dulce, cu vișinat. Cu lichior, cu dala de te doare cap. Mesajul este semnat de colectivul Bibliotecii Județene Petre Dulfu Baia Mare și de redacția E-Biblioteca Septentrionalis, un supliment al revistei bibliotecii. Bă, deci după ce că există... Deci au băgat și pe ea de la revistă. Ia veniți, mă, încă. Vedeți, bă, mediocrilor. Deci stați așa, există... Hai, beți și voi. Stai puțin, că e cerere mare pe citit acolo. Deci în... au revistă... Și au și suplimentul revistei. Suplimentul revistei. Centru cultural e acolo. Directorul bibliotecii, cum spuneam, domnul Teodor Ardelean,
supranumit bibliotecarul miliardar, scrie PressOne.ro. Din mai multe motive, vă las să găsiți motivele. Este, se miră și de hohotele de râs ce însoțesc acești ditirambi. Acum nu mai ai voie nici să-l auzi, zice dânsul. Ba da, vă rog. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.